Bună dimineața! Să vedem cum stăm astăzi cu astrele. Berbec. Este posibil să primești bani sau bunuri de la serviciu, fie sub forma unei prime bine meritate, fie pur și simplu șeful îți mărește salariul. Tentația de a cheltui este mare, însă ar fi bine să te abții. Taur, ziua îți aduce energie și chef de a muta munții din loc. Recomandabil este să îi lași acolo unde sunt și să te ocupi doar de treburile tale personale. Ai avea spor și succes la începerea unei diete. Gemeni, dorința de a sta doar cu tine este la cote mari. Senzația că există comploturi peste tot te urmărește întreaga zi. Ocupă-te doar de treburi de rutină și ferește-te de discuții ample. Deocamdată, tu ești cel mai bun prieten al tău. Rac, debutul săptămânii îți aduce în preajmă prietenii și persoanele care îți susțin proiectele socioprofesionale. La prima vedere ai fi tentat să crezi că nimeni nu te susține și că toți s-au pornit să îți pună obstacole. Leu, se întrezăresc întâlniri și dialoguri la nivel înalt. Toată lumea va aștepta de la tine explicații, dar posibil și demisia. Există tensiuni în domeniul în care activezi, dar sunt pasagere. Fecioară, relațiile cu străinătatea sunt activate mult astăzi, posibil să întâmpini tot soiul de neplăceri, dar cu răbdare și bunăvoință vei reuși să te descurci. Balanță, ziua este favorabilă achitării facturilor sau altor datorii restante. Este bine să faci economii și să eviți împrumuturile. Asta deoarece un ajutor material pe care te-ai bazat până acum va lua sfârșit. Scorpion, provocările zilei vin din partea partenerului de viață și a celor cu care lucrezi. Se pare că mărul discordiei sunt banii și bunurile pe care le folosiți și administrați în comun. Ascultă ce spun ceilalți și fii ferm în deciziile tale. Săgetător, săptămâna începe cu multă forfătă la serviciu. Este bine să te bazezi doar pe forțele tale, întrucât colegii au alte treburi și vor evita să te ajute. Sănătatea este deficitară, mai ales pe segmentele gâtului. Capricorn, relațiile sentimentale îți vor da multe bătăi de cap. Cei dragi îți pot reproșa faptul că ești foarte ocupat cu serviciul, neglijându-l astfel în ultimele săptămâni. Sunt momente favorabile pentru a aranja un program recreativ. Vărsător, chiar dacă ești solicitat mult și bine la serviciu, gândurile tale nu se pot desprinde de casă și de membrii familiei. Ai avea spor și susținerea familiei în orice activitate domestică. Pești, debutul săptămânii îți aduce multe călătorii pe distanțe scurte. Întâlnirile și dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat te pot neliniști, însă depinde de tine cum reacționezi la cele aflate. Eu vă doresc un început de săptămână minunat, ne vedem peste oră!